Ce este un an nou? Este un cadou nedesfăcut, legat cu bentiță roșie, în fundă, dar nu știm ce este înăuntru. Orice ar fi înăuntru, să deschidem cadoul împreună cu Dumnezeu. Asta e urarea mea la început de an, să deschidem cadoul cu El și nu singuri, pentru ca orice surpriză ne așteaptă în cadou, Domnul să fie cu noi. Să vă dea Dumnezeu un an așa cum vi-l doriți. Și dacă se poate mai mult, cu atât mai bine. Deschidem Scripturile în această seară la un text potrivit pentru începuturi. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, primele 18 versete. Prologul Evangheliei. Ioan 1, primele 18 versete. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumină, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela care, despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Să ne așezăm. Iubiți frați, stimate surori, iubiți prieteni, musafiri ai casei lui Dumnezeu, Evanghelia după Ioan, o evanghelie cu multe taine, multe dialoguri și profunzimi teologice, conține și ceea ce ne interesează pentru noi de obicei la început de an. Conține ceea ce am ales să numim pentru seara aceasta teologia începuturilor. Pentru că în prolog, în aceste 18 versete, avem numai puțin de 3 începuturi și toate sunt ale lui Dumnezeu. Se pare că Dumnezeu nu e doar specialist în sfârșituri, ci e specialist și în începuturi. De aceea El se numește undeva în Scriptură, pe sine, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dar pentru că ianuarie e o lună a începuturilor și decembrie e o lună a sfârșiturilor și pentru că noi ne aflăm chiar în zorii acestei luni, alegem să vorbim despre cele 3 începuturi ale lui Dumnezeu, cum se găsesc așa de frumos în prolog și apoi încercăm din aceste 3 idei oarecum dogmatice să desprindem niște învățături pentru noi, pentru anul ce ne stă în față. Așadar, avem aici 3 feluri în care începe Dumnezeu
Și aceste trei începuturi sunt cumva toate despre Dumnezeu, despre anumite momente în care Dumnezeu începe sau se apropie de creația sa. În primul rând, primul început, iubiții mei, pe care îl găsim chiar în primele două versete, este ceea ce numim noi în seara aceasta începutul după ființă, după ființă a lui Dumnezeu. Recitim primele două versete. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Să știți că acel cu de acolo poate fi tradus cu la și se poate citi cuvântul era la Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu sau cuvântul Dumnezeu era. El, cuvântul, logosul, era la început cu cine? Cu Dumnezeu. Era la Dumnezeu, cu Dumnezeu, ca în cele din urmă să ne spună că de fapt cuvântul, logosul cu el mare, cuvântul care creează, cuvântul care mișcă totul, cuvântul care doar el are putere, era de fapt Dumnezeu. Primul început din Evanghelia după Ioan, acest la început era cuvântul, este de fapt de dinainte, din punct de vedere cronologic, de Geneza 1:1, unde citim că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ioan 1:1 este înainte de Geneza 1:1. Dumnezeul din aceste două versete, începutul acesta, nu e un început cronologic, ci este un început care ține de ceea ce numim pe bună dreptate preexistența lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este existent înainte de creația sa, înainte de om, înainte de orice formă de existență, când nimic nu era, Dumnezeu era. Oare nu e o liniște profundă atunci când medităm cât de cât, să știm că înainte de noi, de creație, de ceea ce apostolul numește văzutele și nevăzutele, înainte de toate, Dumnezeu era. Sigur că e o bucurie să spunem uneori, Dumnezeu este cu noi, Emanuel, dar să adăugăm în această seară spunând, nu, Dumnezeu nu doar acum este cu noi, de când suntem și noi, ci Dumnezeu este înainte de noi. Și El ne aștepta într-un fel și El, cum vom vedea, ne-a adus în ființă, pentru că El era dinainte, El era preexistent, El este preexistent. Cum bine știm, nimeni nu L-a creat pe Dumnezeu. Cum bine știm, Dumnezeu nu are nevoie de o cauză exterioară ca să trăiască. El își este suficient sieși, adică trăiește prin sine, fără să fie dependent de vreo cauză exterioară. Noi suntem foarte dependenți. Suntem dependenți de aer. Cine nu crede poate să probeze. Suntem dependenți de mâncare. Sigur, nu multă. Dar totuși suntem un pic dependenți. Suntem dependenți de apă, dar să lăsăm aceste trebuințe bazale. Suntem dependenți de oameni, de comuniunea cu ceilalți. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar printre altele asta înseamnă că omul e creat față către față cu un alt om. Și mereu suntem în căutare. Atât de febrilă este căutarea noastră de comuniune cu ceilalți, încât nu ne ajunge realitatea și intrăm și în spațiu virtual. Și acolo încercăm. Și cu două mâini, adică cu două realități, una live, una virtuală, încercăm cumva să fim unii cu alții. Reușim mai mult sau mai puțin cu suferințele de rigoare, dar oricum avem nevoie unii de alții și omul are nevoie ca să ființeze de foarte multe lucruri în mintea lui, în duhul lui, în sufletul lui, în relațiile lui. Din punct de vedere trupesc, avem nevoie de atâtea condiții de viață ca să avem o viață decentă, mulțumitoare, cât de cât confortabilă. Spre deosebire de noi, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni, nici măcar de noi, nici măcar de creație. El continua să existe, cum ne zice așa de frumos textul, chiar dacă nimic nu ar fi fost după aceea, El ar fi continuat să existe. El nu e dependent de noi, de aceea El este Dumnezeu. Meditând la acestea, în Psalmul 90, Moise, cum bine știm, zice, din veșnicie în veșnicie Tu ești
Dumnezeu. În alți psalmi și alte cărți de înțelepciune, de asemenea găsim despre eternitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu care este de dinainte de orice, inclusiv de dinainte de om. S-ar putea ca ceea ce spunem acum să fie un bun motiv de smerenie pentru noi la început de an. Atunci când te crezi mare, atunci când poate chiar ești mare, când ești pe cai mari, când îți merge, când îți iese, când e vorba numai despre tine, adu-ți aminte că înainte de tine era Dumnezeu. Iar El e mare, în primul rând, prin preexistența Sa. Și dacă nu face nimic grozav, și dacă nu face spectacol, El, pentru că e dinainte, e mare. Sufletul omului nu este dinainte, știți. Preexistența sufletului este o doctrină cu totul păgână și eretică, necreștină. Deci noi n-am avut un suflet înainte de a ne naște, ci cumva viața sufletului pornește odată cu viața trupului, într-o taină adâncă. De aceea, nu, sufletul nu este preexistent, sufletul omului, pentru că nu poate fi sufletul omului deopotrivă cu cine? Cu Dumnezeu. Sufletul e creația lui Dumnezeu, asta e altceva. Înseamnă că are un început. Doar că sufletul nu moare la moarte, adică la capătul celălalt e veșnic, asta e altceva, dar e la capătul celălalt. El are un început. Doctrina despre preexistența sufletului, strecurată uneori prin dialoguri, mai mult sau mai puțin aproximativă, este o idee cu totul precreștină și necreștină. Nu, noi când am fost aduși la ființă, când am fost zămisliți în pântecele mamelor noastre, de fapt atunci am venit la ființă, am venit la existență. Și o mare diferență între noi, așadar, și Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu după ființă. În felul acesta, după ființă, dragii mei, se potrivesc cuvintele din versetul 18, unde spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Adică nu l-a văzut după ființă, pentru că El nu poate fi văzut, prin urmare nu poate fi cunoscut. Și auziți, asta ni se potrivește nouă, predicatorilor. El nu poate fi explicat, nu poate fi desenat pe tablă, nu poate fi pus într-un filmuleț. El nu poate fi pus într-un documentar mulțumitor, mă înțelegeți? Oricât de mult ai spune despre Dumnezeu ca ființă, mereu a rămas ceva nespus, ceva neînțeles. Pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, deși toți și-au dorit să-L vadă. Dumneavoastră doriți să-L vedeți pe Dumnezeu? Zice că în ziua aceea, când ne vom întâlni cu El într-o nouă realitate, îl vom vedea așa cum este. Adă, Doamne, ziua aceea să-L vedem așa cum este. Nu e o seară de priveghi, ce bine că nu e. Dar se cade să afirmăm că atunci când unul dintre noi pleacă de aici, dincolo, de fapt a murit în Hristos acela, nu? Într-un Hristos a adormit și El s-a dus, ce să facă? Să-L vadă așa cum este. Toată viața și l-a imaginat, cum și eu mi-l imaginez. Nu te poți gândi la Dumnezeu fără o imagine, dar să trecem peste asta, dar nu te poți gândi. Sigur că nu ți-e clar, sigur că se schimbă, sigur că... Dar nu te poți. Imaginația ne ajută într-o mântuire. Spre mântuire ne-a fost dată imaginația. Și ne-l imaginăm pe Dumnezeu și ne-l creionăm din cuvinte și ne creăm imagini care cât de cât să ne ajute să-L reprezentăm. Și am văzut în viața mea, pe măsură ce înaintez în vârstă, și imaginea lui Dumnezeu în mintea mea se schimbă. Eu zic că e mai bună decât cea dinainte. E o versiune mai bună. Dar tocmai de aceea ne-l imaginăm, pentru că tânjim după El. Pentru că am vrea să-L vedem. Nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. După ființă, nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nimeni nu-L are în buzunar ca un breloc care să ți-L dea, să-ți spună, ăsta e Dumnezeu. De aceea Dumnezeu uneori este greu accesibil omului și atâția oameni ratează întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că El e nevăzut și câtă vreme e nevăzut, da? Câtă vreme e nevăzut, devine inaccesibil. Vom reveni la asta în final. Al doilea început din prologul Ioanin este Dumnezeu după lucrare. Dumnezeu după lucrare. Priviți împreună cu mine la versetul 3 și 4.
Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. E o formulă de întărire. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și aici, de fapt, avem o reiterare a zilelor creației din Geneza, primul capitol, nu? Unde ni se descrie așa de frumos cele 6 zile ale creației plus ziua 7-a, ziua de odihnă. Iată-L pe Dumnezeu care, preexistent fiind, etern fiind și la capătul celălalt, la un moment dat zice că a zis să fie lumină. Și apoi, încă o dată și încă o dată, de 6 ori, Dumnezeu ce a făcut? A zis, vedeți cuvântul care creează. Ori creația lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, ieșirea din sine a lui Dumnezeu. Nu greșim să spunem asta. Creația este inclusiv coroana creațiunii, cea de-a 6-a zi, aducerea în ființă a omului. Creația este, iubiții mei, modul lui Dumnezeu de a se face vulnerabil. A te face vulnerabil cu adevărat înseamnă să te deschizi când nimeni nu ți-o cere. Oricum când ți-o cere, nu te deschizi. Eu sunt așa, toți suntem așa. Adică dacă mă iscodești, nu-ți spun nimic. Lasă-mă! Hai cu mine pe drum și îți voi povesti multe. Noi semănăm cu Dumnezeu și aici. A te face vulnerabil nu înseamnă a te expune unui interogatoriu. A te face vulnerabil înseamnă, poate numai când suntem vulnerabili, suntem liberi cu adevărat. Neconstrânși. De aceea în iubire există multă vulnerabilitate, că altfel n-ar fi iubire. Pentru că acolo suntem cu garda jos și spunem despre noi totul. Persoane iubite. Iată cum Domnul care creează se face vulnerabil, adică se expune foarte mult. În creație El este cumva singur, mă rog, în Trinitate, dar este cumva singur din perspectiva omului. Omul vine ultimul în ecuația aceasta a creației și de aceea nici nu are cine să... Nu are martor la creație, asta vreau să spun, ca cineva să spună cum e. Și atunci, pentru că nu are martor, la sfârșitul fiecărei zile zice că s-a uitat El și a fost și martor și a văzut că toate sunt bune. Și la urmă zice că a văzut că toate sunt foarte bune. Și El creează și El dă notă, El face, El... Nu, El e martor, El umple creația. Creația este ordo mundis, adică a aduce lumea în ordine din haosul primordial, o temă foarte interesantă sub aspect cosmogonic, dar nepotrivită pentru noi după o noapte scurtă. Dumnezeu, ca lucrare sau după lucrare, este, iubiții mei, mai mult decât Dumnezeu după ființă, în sensul că noi atât îl cunoaștem pe Dumnezeu cât s-a arătat El prin creație, prin revelația generală, cum spunem noi, prin cele pe care le vedem, le distingem și cumva în opera acestui Creator noi îl intuim, ăsta e cuvântul, pe cine? Pe Creator. Imaginați-vă un tablou care a fost pictat de cineva, dar în tablou nu e pictorul și totuși în tablou e pictorul. Imaginați-vă o clădire făurită de un arhitect. În clădire nu e arhitectul, că doar nu l-am zidit în clădire. Dar el e cumva în clădire. Și atunci Dumnezeu după lucrare înseamnă un mod al lui Dumnezeu de a se apropia de oameni creindu-i, așezându-i. Când l-a creat pe Adam, apoi pe Eva, protopărinții noștri, i-a pus în creație ca niște suverani, ca niște vasali în creație. Și omul a început să-L cunoască pe Dumnezeu tocmai din actul creator, singurul acces la Dumnezeu. De aceea, atâta Dumnezeu cunoaștem, atâta Dumnezeu știm, de atâta Dumnezeu ne putem apropia, cât El se dezvăluie și se apropie de noi. Dar El nu se arată după ființă, ci se arată după lucrare. Sau un cuvânt mai frumos, teologic, după economie, de la oikonomos. Economie, după lucrare, după ceea ce făurește El, după produsul care îl aduce înaintea noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu că există și că lucrează. Și că de la începutul lumii, de la creație, El rămâne harnic și lucrător. Și cuvântul Lui, cum citim în Evrei, este viu și cum? Și lucrător. Dar acolo lucrător nu se referă în sensul
minor în sensul, fiecare cum înțelegem, ci este lucrător în sensul creator. Mereu renoiește lucrurile, susține lucrurile, da? Este susținătorul lucrurilor, le duce spre ultima lor consecință, o creație bună ieșită din mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu după lucrare. De aceea, pentru că a lucrat în creație, pentru că l-a făcut pe om, pentru că toate acestea le-a adus cumva înaintea omului, pentru că l-a pus într-o grădină idilică aproape, un paradis, nu? Terestrul pe care s-a bucurat omul, în care s-a bucurat omul. Toate acestea arată că Dumnezeu nu se mulțumește cu propria existență, ci iese din sine și creează. Poate o învățătură respectând proporțiile ar fi să nu ne mulțumim anul acesta doar că existăm, ci să ieșim din noi prin lucruri frumoase, prin acte creaționale frumoase, atâta cât ne stă în putință să ne ajute Dumnezeu. Al treilea început este Dumnezeu după trup. Dumnezeu după trup. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup, carne. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Semnalez aici, dragii mei, că avem proaspăt în minte predicile de sărbători, semnalez aici un paradox, semnalez aici o aparentă contradicție în versetul acesta, să-l lăsăm afișat. Zice, cuvântul s-a făcut trup, adică a luat carne, precum trupurile noastre. Și apoi, uitați paradoxul, și noi am privit ce? Slava Lui, dar trupul e lipsit de slavă. Sigur, nu jignim pe nimeni, poate aveți impresii foarte bune despre trupurile dumneavoastră. Nu vreau să mă ating de aceste impresii, s-ar putea să fie tot ce avem uneori, impresia aceea. Dar la cât sunt ele de perisabile și de slabe și câtă grijă purtăm ca să le, de ele, ca să putem trăi între oameni cu ele, nu? Și ce grele devin ele la o anumită vârstă, trupurile. Uneori mergeam să duc cina la fratele Silaghi, cum și alți colegi de-ai mei mergeau. A fost o împrejurare în care câteva zeci de ore i-am luat un lung interviu, în mai multe zile, care a devenit o carte, Urma pașilor mei. Și l-am întrebat uneori, cum sunteți, ce faceți? Întrebarea aceea banală. Și uneori îmi răspundea, toate sunt bune, zice, dar mă dor picioarele. Capul merge la mine. Și mi-a arătat că merge, mi-a dovedit. Dar zice, picioarele. Dar zice, știi cum e acum? Toată viața m-or dus ele pe mine. Acum? Zice, le duc eu pe ele. Și-s grele tare. Trupul unei alta aceasta de care ne slujim în prima parte a vieții, ne slujim la maxim, fără milă. Ajunge în partea finală, la senectute, pentru aceea care atingem senectutea, ajunge o, știți ce, o povară, o greutate. Să nu ne întristăm. Spunem doar că trupul nu are slavă. Nimeni n-a văzut slavă într-un trup. Are multă neputință trupul, e atât de fragil trupul. Ai grijă de el și tot n-ai avut de ajuns. Nu știi cum să te raportezi la El. Ce interesant, ce paradox este aici. Când s-a arătat Dumnezeu în trup, zice Ioan, noi am privit ce? Slava Lui, pentru că am intuit din nou că dincolo de carne, de trup, de un trup care va fi ucis pe cruce, care va fi îngropat în mormânt, dincolo de trupul acela, de carne și oase, e Dumnezeu. Bine spunea cineva că Dumnezeu s-a ascuns în trup. Nu putea chiar să vină la vedere. Și atunci s-a ascuns în trup. Toți suntem mai mult decât trupurile noastre. Toți suntem, dar El chiar era. El chiar era la cel mai înalt nivel. Și atunci vom zice, da, Dumnezeu după ființă e Dumnezeul pe care nimeni nu-L vede, despre care nu putem vorbi îndeajuns niciodată, despre care nu putem alcătui dogmatici niciodată mulțumitoare. Apoi Dumnezeu după lucrare e Dumnezeul care creează, e revelația generală spre care privim în natură, în creație, în istorie. Dar ce frumos, este mai mult decât atât.
Dumnezeu s-a făcut trup și avem un Dumnezeu după trup, un alt început al lui Dumnezeu, pentru că nu-i așa, întruparea lui Dumnezeu este un eveniment unic, irepetabil în istorie, să nu ne așteptăm ca încă o dată să se întrupeze, e o dată pentru totdeauna și pune Domnul în felul acesta un nou început relației sale cu omul. Ce minunat e Dumnezeu! Acum, la această ultimă afirmație, Dumnezeu după trup, se cade să mai adăugăm că dacă Dumnezeu a luat trup, înseamnă că trupul poate fi salvat a oricăruia dintre noi. Înseamnă că miza vieții omului este în trup. În cele trupești, în viața trupească, înseamnă că în condiția noastră trupească stă marea taină a mântuirii, a bucuriei omului, a avântului omului în trup. E mai mult decât o carapace, decât biologie, anatomie. E mult mai mult. Aceste trei începuturi ale lui Dumnezeu, dragii mei, reliefate în textul nostru, ne conduc spre trei idei frumoase și aplicative pe care doresc să vi le las înainte să ne rugăm și să ne despărțim. Gândindu-ne la Dumnezeu după ființă, vom zice că, sau ne vom dori ca în anul acesta, să intensificăm relația cu Dumnezeul nevăzut. M-ați ascultat până la capăt și ultimul cuvânt? Nici anul acesta nu-L vom vedea pe Dumnezeu. Asta nu e o veste bună, dar e realistă. An de an, până în 2023, ai tot sperat să-L vezi și îți spune păstorul sau unul dintre ei că nici anul acesta nu-L vei vedea pe Dumnezeu, din condiția noastră, da? Oricât de bun va fi anul acesta și ne dorim să fie bun, mai bun ca toți ceilalți, nu-L vom vedea pe Dumnezeu din condiția noastră, cu ochii aceștia. Și atunci vom zice, Doamne, anul acesta, dacă tot nu Te putem vedea nici acum, deschide ochii minții noastre. Activează, Doamne, mai mult în noi credința, singura cale de a Te vedea pe Tine, cu ochii credinței. Fie anul acesta un an în care să-L căutăm pe Dumnezeu după ființă, iar după ființă se poate numai prin credință, nu prin simțuri. Doamne, mărește-ne credință. Asta îmi doresc cu prioritate pentru anul acesta, pentru mine, ai mei, pentru dumneavoastră, să fie un an al credinței, adică nu prin vedere, ci prin credință să mergem. Și onorează Dumnezeu credința, căci credința este un dar de la Dumnezeu, este singura cale prin care noi putem avea acces cât de cât în lumea lui Dumnezeu, la ființa lui Dumnezeu. Și dacă mult am lucrat cu simțurile în anul care a trecut, haideți ca peste simțuri anul acesta, mai presus de ele, să ni se deschidă sensibilități interioare ale sufletului, a ochii, ai minții, înțelepciunea aceea adâncă, tainică, nevăzută, tânjirea aceea profundă după Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. 2. Aducându-ne aminte că am vorbit despre Dumnezeu după lucrare, nu numai după ființă, fie ca anul acesta să valorificăm mai mult revelația generală a lui Dumnezeu, adică să ne oprim mai des și mai fertil de-a lungul anului și să ne minunăm de peisaj, de natură, de anotimpuri, să nu lăsăm să treacă toată creația pe lângă noi cu frumusețea ei și să nu o admirăm, să nu o respectăm. Nu vă chem să fim ecologiști. Știți ce cred eu despre ecologie, nu? Ecologia este una dintre religiile laice ale vremii noastre, ori noi nu vrem să cădem din credință într-o religie laică. Nu vă chem să fim ecologiști în sensul acela maniacal, ci vă chem doar să respectăm creația lui Dumnezeu, pentru că este interfața între noi, om, și Dumnezeu. Tot ce știm despre El este ceea ce a făcut El. Atât știm despre El. Fie anul acesta un an în care să fim mai sensibili nu numai la relația cu Dumnezeu, ci la relația cu toate din jurul nostru. Este o rugăciune veche, o am notată pe undeva, dar evident că nu mai caut, care zice la un moment dat așa, și mă ajută, Doamne, să trăiesc în pace cu oamenii, cu gândurile și cu lucrurile. Auzi, să trăiesc în pace cu lucrurile. Să mă împac cu proprietatea mea, să mă împac cu mașina mea, să mă împac cu anotimpurile,
Toți avem anotimpuri preferate, de acord. Celelalte le suportăm. Hai să ne facem prietenie și cu acelea. Unora le place în vârf de munte, altora le place pe malul mării. Indiferent ce-ți place din acestea două, tu fă pace și cu partea cealaltă. E tot din creația lui Dumnezeu. Oamenii mari, am văzut asta în lectură mai ales, oamenii mari știu să se bucure de lucruri mici. Oamenii mici nu se știu bucura nici de lucrurile mari. Oamenii mari se bucură de un răsărit de soare. Oamenii mari, cu multă minte și cultură, se bucură de un apus, se bucură de o întâlnire cu un om simplu. Se bucură. Nu trec prin creație pur și simplu. Știu, purtăm în noi naturi căzute, știu că s-a întâmplat ceva, știm în Geneza, capitolul 3, bun, a fost o cădere și consecințele acelei căderi ne vor urmări până la capătul istoriei, dar cu toate acestea să nu ne lăsăm în seama căderii, să învățăm, să ne bucurăm atâta cât putem de creație și în toate să-L vedem pe Dumnezeu. Nu e frumos că oamenii, cu cât sunt mai credincioși, cu atâta, oriunde se uită, ei îl văd pe Dumnezeu. Iar alții, cu cât sunt mai necredincioși, mai răi, mai negri în cerul gurii, cum zice românul. Oriunde se uită, nu-l văd nicăieri pe Dumnezeu. Văd numai rău și diavol și Armagedon și sfârșitul lumii. Noi vedem începuturile unei noi ere. Noi vedem alte lumini, nu? Când ne uităm, pentru că realitatea de fapt stă în ochii celui care privește. Să ne dea Dumnezeu ochi buni anul acesta. Și în fine, aduceți-vă aminte, spuneam Dumnezeu după trup și spuneam de asemenea că Dumnezeu nu se mai întrupează și dacă nu se mai întrupează, noi n-avem altceva de făcut decât, la distanță de 2000 de ani, ceea ce nu-i puțin lucru, să facem bine să credem, mai grozav, să credem și să studiem mărturiile Evangheliilor, ale apostolilor, mărturiile Scripturii despre Dumnezeu care s-a întrupat și, prin urmare, a treia urare ar fi după Dumnezeu și creație să ne atașăm mai mult, cu mai multă pasiune anul acesta, de Sfintele Scripturii. Pentru că ele ni-l descriu pe Hristosul întrupat. Da, frate, dar mie nu-mi place să citesc, eu te cred, dar n-ai încotro. Pentru că nici măcar pentru tabăra celor care nu le place să citească, nu se mai întrupează Hristos. Nu se mai întrupează. Adică El face multe pentru noi, asta nu mai face. El ne trimite mereu la surse, ne trimite mereu la texte, ne trimite la mărturie. În prologul ioanin îl veți găsi pe Ioan, zice, nu era El lumina, El doar ce făcea? Mărturisea despre lumină și toate aceste arhive, da? Toate aceste mărturii, că astea sunt evangheliile de fapt, toate aceste mărturii ni-l dovedesc încă o dată, ni-l argumentează, ne aduc elemente, crâmpeie frumoase, luminoase din viața Domnului Iisus, să facem bine să ne întoarcem la Scripturi. Dacă doriți, citiți Biblia o dată pe an. Zice că dacă o începi la 1 ianuarie, cum ar fi azi, ne imaginăm acum că dacă o începi și citești 3 capitole pe zi, n-am zis 5, 3. Zice că în 31 decembrie ai surpriza că ai citit toată Biblia. Este ceva schemă? Este. Apoi nu mai știm pe unde am pus-o. Și uităm schema și ne supărăm pe schemă. Lasă schema, dă-i înainte cu 3 capitole pe zi. Când uiți, recuperezi, că știi unde ai rămas. Și închei Scriptura la sfârșitul anului. E o călătorie prin Scriptură, adică te întâlnești cu Dumnezeu după trup, știți? Mărturii despre El, profeții despre El, apoi consemnările din Evanghelii, toate acestea despre Hristos. Asta vă doresc, Dumnezeu, creația și Scriptura. O nouă reatașare, o nouă pasiune, o nouă înviorare spre toate acestea. Și atunci va fi un an mai bun, să ne ajute Dumnezeu.